Bun revenit în redacția Express de Banat. Avem atât de multe subiecte interesante săptămâna aceasta, încât trebuie să-i dăm drumul. Însuși cuvântul primar ne obligă să începem subiectele din această săptămână cu primarii care s-au făcut remarcați într-un fel sau altul sau cu cei care la un moment dat și-au dorit această funcție. Vorbim despre primarul comunei Domașnia, Petru Lorinț, care dă cu pumnul la fel de bine cum dă cu subsemnatul. A intrat în atenția autorităților după ce l-a desfigurat pe unul dintre consătenii săi. Nu i-a convenit pedeapsa de un an de închisoare cu amânarea executării pedepsei pe o perioadă de 2 ani pe care a decis-o judecătoria Caransebeș în cazul său. A făcut contestație și ce să vezi, Curtea de Apel Timișoara i-a menținut pedeapsa stabilită de instanța caransebeșeană, dar a majorat suma pe care trebuie să o acorde primarul victimei sale. A dublat-o, ca să fim mai preciși, de la 10.000 la 20.000 de lei. Dar cum vorbim despre un primar care încă este în funcție, Petru Lorinț fiind și acum primarul comunei Domașnia, probabil că nu-l va dura atât de mult această sumă la buzunar. Cu siguranță nu atât de mult cât l-a durut pe bărbatul desfigurat. Vorbim în continuare tot despre un caz cu victime, însă de această dată nu este vorba despre un primar implicat, ci despre un politician care și-ar fi dorit să ajungă în funcția de primar. Mai exact în anul 2016, cu doar câteva zile înainte de alegerile locale, Nicolae Trebuian, candidat la primăria comunei Luncavița, circula haotic la volanul jeepului său pe drumul european E70. Motivul? Alcoolul. Inconștiența lui a băgat însă în spital doi tineri de 23 și 24 de ani, care au scăpat cu viață, însă au avut nevoie de mai multe operații. Ce s-a decis în cazul politicianului? Ei bine, nici el nu a ajuns după gratii. Judecătoria Caransebeș l-a condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani. Mai precis, dacă timp de 3 ani Nicolae Trebuian nu face nicio boacănă, rănile celor doi tineri vor fi șterse cu buretele. Diferența dintre acest caz și cel prezentat anterior este că aici legea nu s-a făcut cu pumnul și încă ceva. Nicolae Trebuian este obligat să ofere câte 50.000 de euro pentru fiecare victima sa. Despre o despăgubire record vorbim în cazul cunoscutului Adrian Chebuțiu. Mai exact este vorba de 30 de milioane de lei. Cam atât ar trebui să intre în conturile UCM Reșița. De ce? Asta dacă cei care au condus uzina spre dezastru nu vor restitui documentația tehnică privind cele 85 de modele industriale și documentația aferentă acestora. Și ca treaba să fie treabă, Adrian Chebuțiu și Adrian Preda au mai primit încă 3 ani de închisoare, care se adaugă celor 5 ani de închisoare pe care îi execută deja. Așa că sejurul lor după gratii se va prelungi. Dar să trecem și la subiecte mai interesante. După cum vă anunțam săptămâna trecută, am dat startul unui nou proiect marca Express de Banat. Marți seară, Dan Popoviciu l-a avut invitat în redacția noastră pe președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu. Ce promisiune am reușit să smulgem de la acesta? Faptul că până la finalul mandatului său va moderniza 200 de kilometri de drumuri județene. Asta înseamnă cam un sfert din totalul de 870 cât avem în Caraș-Severin. Reținând că dumneavoastră promiteți ca până la finalul mandatului să modernizați 200 de kilometri cei 4.870. 25% aproximativ. Cam așa. Cum ne scrie Flavius Giarmati pe Facebook, este mai bine de un an trecut de când Silviu Hurduzeu a devenit președinte. În tot acest timp nu s-a făcut niciun kilometru de drum renovat, dar rămite asfaltat sau conceput de nou. Unde nu ne întâlnim? El spune una, noi vedem alta? Poate nu vedem noi bine. Poate spune el de ceva ce nu există. Mai sunt circa 2 ani și jumătate din mandatul lui Silviu Hurduzeu, așa că tot ce ne rămâne este speranța. Și dacă tot vorbeam de promisiuni, am mai smuls în această săptămână o promisiune, de această dată de la președintele PSD Caraș-Severin, deputatul Ion Mocioalcă. Acesta ne-a promis că joi va fi în redacția noastră pentru o discuție liberă cu Dan Popoviciu, pe care o vom transmite live pe pagina noastră de Facebook. Asta pentru că nu a reușit să onoreze invitația noastră din această săptămână. Și încă o veste bună, bună din mai multe puncte de vedere. Dorian Popa și-a lansat cel mai nou videoclip. Bine, veți spune că asta n-are legătură cu zona noastră, dar are. Și asta pentru că videoclipul piesei Ghinionist a fost filmat în mare parte în Reșița, fiind presărat și cu secvențe din filmul Ghinionistul. Acesta va avea lansarea în curând și a fost produs în Caraș-Severin. Din distribuție face parte și Dorian Popa, dar și alte nume cunoscute: Gheorghe Visu, Diana Dumitrescu, Augustin Viziru, Codin Maticiuc sau Rubi. Și dacă tot vorbim de filme, nu uitați să participați la concursul nostru săptămânal, pe care îl organizăm împreună cu Cinema Dacia din Reșița și Cinema Luna din Caransebeș. Aveți ocazia de a câștiga câte un bilet la cele mai noi producții, valabil pentru 2 persoane. Și sper că ați văzut filmulețul nostru de promovare a Reșiței pe care l-am
postat pe pagina de Facebook Expres de Banat. Dacă nu, aveți ocazia să-l vizionați la finalul acestui episod. Cam asta a fost pentru săptămâna în curs. Nu uitați să ne urmăriți pe site-ul expresdebanat.ro, pe paginile de Facebook și de Twitter, dar și pe canalul de YouTube. Pregătim în continuare subiecte interesante și concursuri pe măsură. Rămâneți cu Expres de Banat, știrile circulă mai repede în Caraș Severin.